Bună! S-a terminat luna iunie și am zis că este momentul potrivit să vă arăt produsele mele favorite. O să încep cu ele așa cum sunt aici la îndemână. Ah, și cu parfumul, că știți că îmi plac mie parfumurile. Categoric, parfumul preferat a fost cel de la Tom Ford Black Orchid. Miroase senzațional, îmi place foarte, foarte mult. Este puternic, un parfum care se distinge ușor față de restul. Când intru într-o cameră, parcă întreaga cameră este învăluită, dar nu-ți dă dureri de cap, nu este acel parfum puternic care nu-l pot suporta sau trebuie să stai foarte, foarte puțin și să ieși imediat din casă. Nu, să nu mă înțelegeți greșit. Eu vă invit să mergeți într-o parfumerie și să-i dați o șansă, fiindcă este absolut fantastic. Apropo, dacă vă interesează să vedeți colecția mea de parfumuri, să-mi lăsați în bara comentarii și să-mi ziceți ca să pot pregăti pentru voi un clip. Mergem mai departe, lăsăm parfumurile, lăsăm și trecem la un produs care m-a surprins, sincer. Nu mă așteptam să fie foarte bun, dar este apropiat de cel de la Batiste. E vorba de șampon uscat frotte cu volum. Nu oferă volum ca cel XXL volume de la Batiste, dar oricum face o treabă bună pentru un șampon uscat și mi se pare mult mai ok și decât cel de la Balea și decât cel de la Oriflame. Cele de la Oriflame nu mi-a plăcut deloc. Deci e o variantă puțin mai ieftină decât cele de la Batiste în cazul în care nu aveți DM sau... Nu, scuze, nu DM. Sensi Blue sau Douglas prin zonă. Acesta, în schimb, l-am cumpărat de la DM, da. Ok. Următorul produs care mi-a plăcut foarte, foarte mult este apa micelară de la La Roche-Posay. Este foarte bună. Are 400 de mililitri și expiră în 6 luni, ca aproximativ toate apele micelare. Ce îmi place la ea este că miroase bine. Cea de la Bioderma mi se pare că mirosea puțin a ihtiol, crema aceea, anticoșuri cu argilă. Dar acesta are un miros fresh, foarte plăcut. Curăță foarte bine machiajul, inclusiv cel waterproof și da, mai am jumătate din ea. O paletă de la Too Faced, de care am abuzat în această lună, este cea de Romantic Eye. Și să vă arăt farturile. Uitați ce farturi frumoase are. Puteți vedea că din prima nuanță de sus am ajuns deja la fund. Și haideți să vă fac câteva swatch-uri. Vă fac din First Dance. Este un mauve. Vă fac din Ever After. Un maro. Deci, să vedeți că apăs foarte puțin. Honeymoon, este acest auriu. Și cel care l-am folosit foarte mult pentru colțul intern sau chiar și pentru arcadă este Soulmates. Bine, nu este chiar atât de intens. Dacă îl blenduiți un pic, nu se vede chiar așa de intens. Ok, deci da, am adorat această paletă de la Too Faced, mi-a plăcut foarte, foarte mult, Romantic Eye Palette, mi se pare că se pot realiza machiaje foarte frumoase de vară, de primăvară și chiar a fost ok. Un alt produs care m-a surprins plăcut și eu mă bucur de fiecare dată când se întâmplă așa ceva, este tratamentul cu 5 uleiuri Supreme Oils de la Avon Advanced Techniques, acesta este tubul, are 100 de mililitri. Este destul de scump pentru un produs de la Avon. Cred că l-am luat cu 16 sau 18 lei. Oricum, dacă știți, există acele spray-uri pentru păr bifazice de la Gliss care au 150 sau 200 de mililitri și care sunt un pic mai ieftine și te țin și mai mult. Și facem același lucru. Dar oricum, pentru un produs Avon, mi-a plăcut acesta și l-am folosit. Următorul produs, să nu vă speriați, pentru că știu că nu o să fie pe toate gusturile, este acest ruj de la MAC. E vorba de nuanța Cyber, din colecția de rujuri satinate.
și vă arăt acum, vă fac un swatch. Uite ce culoare are! Deci e foarte, foarte închis, dar este superb, absolut superb. Este cu siguranță rujul meu preferat. Nu aș îndrăzni să-l port ziua, nici de cum la servici, nu mi se pare un ruj potrivit pentru servici, dar eu l-am purtat mereu seara, însă ziua cred că ar merge cu orică o ținută foarte simplă, cumva să echilibreze tot lucrul, orică o ținută foarte nonconformistă și bold, îndrăzneață. Deci acest ruj de la MAC, super, super. Și am primit foarte multe complimente. Odată eram într-un local și au trecut două fete pe lângă mine și le-am auzit cum discutau între ele și vorbeau de rujul meu, că ce ruj frumos aveam și le plăcea. Am simțit super ok și am zis, da, e cyber de la MAC. Ok. Următorul produs este de la Benefit, se numește WhatsApp și e foarte, foarte interesant. Are acest sistem, se rotește și este un baton iluminator. O să fac și un swatch. Nu știu dacă o să se vadă ceva pe cameră, dar încercăm. Acesta este produsul. De aici. Ok. Ce face acest produs? Îl puteți aplica pe zona deasupra tâmplelor, pe Cupid's Bow, deasupra buzei superioare și apoi cu acest burețel din celălalt capăt să amestecați bine produsul și să-l estompați în același timp pentru a nu avea un look prea edgy. Și se estompează cu acest purețel. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că merge vara, în serile acelea de vară, când nu vreau să-mi aplic decât puțin rimel și un gloss pe buze și acest iluminator pe zona aceasta și mi se pare că are un look foarte fresh și plăcut pentru serile acelea de vară, când mergi doar la terase sau ieși cu prietenele. Ultimul produs este o cremă cu aloe vera de la Fitovera. Îmi place foarte mult această cremă și la aceasta am făcut un review pe blog. De ce îmi place? Pentru că ajută foarte mult cu arsurile solare, ciupituri de insecte, iritații, ciupituri de meduze, deci vă ajută și cu chestia asta, diferite depigmentări ale pielii, după tratamentele cu laser, după epilare și multe, multe altele. Deci este o cremă genială. Țin minte că în urmă cu câțiva ani m-am prăjit foarte tare la soare, adormisem pe plajă. Nu faceți asta, fetelor, niciodată. Și m-am trezit roșie, 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 zici că am fost scoasă dintr-o oală așa în care fierbea apa. Și abia am rezistat atunci să dorm, să port haine și crema asta m-a ajutat foarte mult. La capitolul muzică am ascultat pe repeat o piesă de la WhatsApp care se numește Bine. Mi-a plăcut foarte mult. E așa, chill, de vară. O ascultam când erau prietenii la mine, când făceam curățenie, când făceam de mâncare. Și la serviciu ascultam. Câteodată. Și da, asta a fost piesa care mie mi-a plăcut cel mai mult. Iar serialul The Walking Dead, categoric. Luna iunie, am văzut toate sezoanele și un pic din mai. Am terminat. Abia aștept să vină toamna. Personajul meu preferat este Daryl, apropo. Să-mi spuneți dacă vă uitați și voi la acest serial. Este un serial despre supraviețuire. Poate să vi se pare ciudat că mie, ca fată, îmi place acest serial, însă îmi plac filmele horror, thriller, acțiune, sunt înnebunită după ele. Și vă invit și pe voi să vă uitați la trailer, să vedeți dacă vă place și să-mi spuneți la ce filme și seriale v-ați uitat în această perioadă. Cam asta este tot pentru iunie. Vă pup, fetelor, vă doresc o vară frumoasă și ne vedem în curând!